Și dacă mulți fug de pedagogie, Ion Gagim îi cheamă să se răzgândească. Învățătoarea pune baza oricărei personalități. El a observat aceasta la zeci de copii care i-au călcat pragul soției sale după ce au absolvit. Eu am observat așa, din experiența vieții mele, cum este prima învățătoare, așa este întreaga clasă mai departe. După ritmul de predare, după caracterul învățătoarei sau învățătorului de clasă de primare, după felul ei de a fi, așa sunt în special și copiii mai departe. Așa se angajează în câmpul muncii, așa învață mai departe. Eu lucrul acesta l-am observat după soția mea, care atâtea generații de copii de clasele primare, de a promovat și sunt într-un fel copii așa cum îi ia. Când vin foarte des la ea, sigur, o fericită cu diferite sărbători, am observat și alți profesori, dacă este mai lent în felul său de fi, așa și copiii parcă sunt. Dacă este mai activ, așa și copiii. Este fenomenul ăsta, există. Pentru copilul vine în clasele primare și vine ca la a doua mamă și exact ce vede, că pe urmă el se mai schimbă, devine mai deștept, să spunem așa, într-un fel, și nu prea percepe, nu prea îmbibă atât de bine cum o face în clasele primare. Dar învățătorul de clasele primare marchează în mare parte copilul pentru toată viața, așa cum îl marchează părinții.